Din luările de cuvânt anterioare, am înțeles că sunt unii pe aici care sunt afectați de analfabetism funcțional, adică aud și nu înțeleg. Vă sfătuiesc să vă duceți din nou la școală și să învățați din nou și să citiți și să scrieți și să înțelegeți un text scris și apoi să mai și înțelegeți un dialog. Poate așa reușiți data viitoare când intrați în Parlament, dacă o să mai intrați vreodată, să înțelegeți ce se spune. Mai mult decât atât, pentru inepții care susțin că eu aș vrea război cu vreo țară, aș dori să le aduc la cunoștință că sunt promotoarea primului memorandum de pace din lume din 2022, Neutralitate pentru România, pacea de la București, și să știți că sunt foarte multe țări care au aderat și am făcut și noi un pol al păcii, pentru că văd că aveți foarte multe probleme, având în vedere că sunteți afectați grav de anumite probleme care vă duc către război și către analfabetismul funcțional. Sunteți foarte afectați.